Agi n-a fi fost mare antrenor, dar în scurta perioadă în care a antrenat, a descoperit câțiva jucători tineri care au confirmat, zicea Aurel. Ribery, e cum să-l descopere, bă, Hagi, pe Ribery? Nu te mă. Terminați cu prostiile. Asta o susține el, dar să știți că pe vremea lui Hagi la Galatasaray, Ribery n-a rupt gura târgului, nu juca foarte mult. Asta după Hagi pretinde că, din potrivă, el a fost adus de Galatasaray de la Metz. Înainte de Metz jucase în Liga 3-a franceză la Liburnă. Ce legătură are Hagi cu asta? La Metz a rupt norii. Țin minte un meci pe velodrom în Marseille, Metz 1-3, că Ribery practic ne-a făcut. După 6 luni în care a strălucit la Metz, a fost luat de Galatasaray, pe bani buni. Sau sunt Turcia, pentru că ea l-au momit cu salariu extraordinar, câștigat de vreo 10 ori cât câștiga la Metz și au reușit aia să-l ia. Numai Galatasaray a uitat să-l plătească la un moment dat, sau n-a mai avut bani, pentru că salariul lui Ribery era destul de mare. Și așa a reușit Pap Diouf să-l aducă pe gratis la OM. După care turcii au dat în judecată clubul OM. A fost un proces. Până la urmă Marseille a câștigat, demonstrând că ăla nu-și luase banii nu știu câte luni la rând la Galatasaray și era liber să se transfere. Deci nici măcar asta n-a făcut Hagi. Să asigure lui Ribery să vorbească cu bașcanii, să-i plătească lui ăsta salariul. Deci asta a fost istoria lui în Turcia. A plecat pe gratis pentru că ea nu l-au plătit 90 de zile sau ceva de genul ăsta. Ce a făcut Hagi pentru el? Hagi în primul rând l-a găsit acolo. Deci atenție, el când a venit la Galata, Ribery era la Galata. Ce a făcut Hagi? Asta știam și eu. Cum să-l descopere tata? Din potrivă, n-a știut să-l folosească. Asta cel puțin spunea și Ribery pe urmă. Niciodată, a zis el la Galatasaray, nu s-a simțit, n-a jucat în ritmul în care trebuia, pe poziția pe care n-a făcut nimic, Hagi habar n-avea. Deci asta apropo de Ribery, stați liniștiți că ăsta este adevărul. Așa că se uita la meci și înțelegea că e jucător, asta cred. Dar el nu l-a adus acolo. Asta ar fi fost, da, o mutare de geniu. Să iei un jucător de la Metz, cine ai vedea, mă, pe aia? Să iei un jucător de la Metz, l-a adus la Galatasaray, da. Asta ar fi fost într-adevăr o ispravă. Și chiar dacă după aia nu l-ar fi utilizat regulat, ar fi zis, da, bă, dar eu l-am adus. L-am văzut, aia într-adevăr a fost genială. Dar n-a avut nicio treabă cu asta. Absolut nicio treabă, l-a găsit acolo. Da, Latovlevici și Big Falvi, ce să spun, mari fotbaliști, dar nici Latovlevici nu e descoperit de Hagi. Nu, dar ăla nu-i fotbalist mare. Da, în plus am senzația că el n-a găsit echipa sau jucătorii care să se plieze strategiei și concepției lui despre fotbal. Bă, nu neg, s-ar putea să aibă o anumită concepție despre fotbal, dar n-are talent de antrenor. Lui Hagi și-a de bine acolo la Academia lui de fotbal. S-ar putea să se dovedească un succes mai târziu, Academia de fotbal lui Hagi, dar antrenor nu e, fraților, nici președinte de club, nu poți să-l pui nici manager sportiv sau mai știu eu ce funcții există acum pe la cluburile de fotbal. Că n-are talent. El a fost un jucător foarte talentat și atât. Nu, nu-i făcut pentru asta, nu. Și sunt cele mai multe exemple sunt în defavoarea marilor jucători. Foarte puțin dintre ei au ajuns mari antrenori. Dacă știi să cânți la violoncel și ești talentat, nu înseamnă că ai și talent de dirijor. Stați un pic. Te poți naște cu toate. Și nu te poți pregăti în paralel pentru 10 meserii, chiar dacă sunt din aceeași branșă. Așa că Hagi o să descopere probabil fotbaliști, dar pe Ribery mă îndoiesc. Nu cred eu că o să iasă vreun Ribery de la Academia lui.